peste 85.000 de persoane s-au înscris în aplicația RoAlert în ultimele 6 săptămâni, astfel că s-a ajuns la aproape 500.000 de persoane care primesc diferite informări. Craiovenii consideră bun acest serviciu și își doresc să afle mai multe informații despre sistem. Da, este util. Atunci când există un cutremur sau ceva de genul, oamenii trebuie să fie informați dinainte și trebuie să fie pregătiți în orice situație. Am văzut și informații și mi s-a părut normal. Am auzit că au fost și teste de sirene și mi se pare ceva foarte ok, adică oamenii trebuie să fie informați dinainte dacă este o catastrofă. Este o inițiativă foarte bună, mai ales că noi tot timpul simțim pericolele și le vedem la o altă dimensiune de cele mai multe ori. Nu știam de el, am căutat apoi pe o pagină de internet și am descoperit de fapt de ce se trimite acel mesaj, mai ales că sunt zile când îl primești odată, de două ori, de trei ori și te întrebi dacă este o păcăleală, mai ales că trăim în această frică continuă. Inițiativa este foarte bună, doar că personal aș considera că trebuie să fim mai informați. Sunt oameni în vârstă care folosesc telefoane și intră, se panichează pentru că nu știu ce trebuie să facă și mai ales că nu poți să răspunzi și nu ai unde să suni să întrebi. Cred că un număr de în care tu poți să ceri informații despre acest mesaj ar fi foarte util pentru noi toți. Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență RoAlert este implementat pe teritoriul României în scopul prevenirii pierderii de vieți omenești ca urmare a fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase. Sisteme similare și-au dovedit eficiența în Statele Unite, Olanda, Lituania, Franța, Germania și Belgia.